Academia Clubului Steaua București are în componență de un an de zile și o echipă feminină de fotbal. Sub conducerea antrenoarei Alexandra Stan, junioarele stelei au participat în acest sezon la campionatul național sub 13 ani, iar rezultatele obținute au fost mai mult decât mulțumitoare. Din punctul meu de vedere, începutul a fost unul dificil. La primele antrenamente am avut 4-5 fete, iar treptat numărul jucătoarelor a crescut iar progresul s-a văzut uh, atât la antrenamente cât și la rezultatele din campionatul național de junioare. Vin fetele la fotbal? Da, Vin fetele la fotbal, și asta mă bucură foarte tare, pentru că îmi aduc aminte de, de copilăria mea, unde era foarte greu ca să găsești o echipă de fotbal feminin, și eram foarte puține fete care jucam fotbal. Dar acum fotbalul feminin în România a progresat foarte mult și fetele au foarte multe oportunități de a se dezvolta. Care este marele câștig în primul an al acestei echipe feminine a Clubului Steaua? Din punctul meu de vedere, unitatea grupului, care s-a văzut atât la meciuri cât și la antrenamente. Fetele sunt foarte unite și au făcut un, un grup foarte frumos și au creat uh, niște prieteni foarte frumoase și din punctul meu de vedere ăsta ar fi începutul unei echipe, pentru că din punct de vedere tehnic și tactic, aici este uh, meseria mea și aici trebuie să mă ocup eu. La finalul acestui sezon jucătoarea Ioana Tănase a fost convocată la Naționala sub 13 ani a României pentru un stagiu de pregătire la Centrul Național de Fotbal de ce ai ales fotbalul? Pentru că este un sport care mi-a plăcut cel mai mult. Am făcut foarte multe sporturi, dar acesta m-a nu știu, mai a inspirat, mi-a plăcut mie cel mai mult. Ce calități ai tu? Dau centrări foarte bune, pe care nu sunt cine știe ce și pe tehnică să zicem puțin. Recent ai fost convocat la lotul național al României. Ce înseamnă pentru tine acest lucru? Un lucru măreț. mi spune că am făcut ce am, ce am făcut am făcut bine și că să luptăm în continuare. Din sezonul viitor, Alexandra Stan are planuri și mai mari și își dorește ca Steaua să participe cu două echipe în campionatele naționale, atât la sub 13 ani, cât și la sub 15 ani. Eu îmi doresc foarte mult ca din toamnă, după ce se termină vacanța de vară, să putem participa și la campionatul de junioare under 15, pentru că avem jucătoare care nu mai sunt eligibile la campionatul național de junioare under 13 și cumva mi-ar plăcea să le dăm continuitate și cred că ăsta este un pas înainte și pentru ele cât și pentru club. Ce înseamnă pentru dumneavoastră și pentru aceste fetițe să formeze o echipă la steaua? Pentru mine a fost un vis uh, de realitate pentru că am copilărit aici în Ghencea, iar acum trei ani de zile când, uh, sau patru când a venit pandemia și am renunțat la antrenorat, uh, nu m-am gândit că o să mai revin pe, pe terenul de fotbal, dar datorită fostei mele colege de la ACS Dream Team, Irina Giurgiu, cărăia îi mulțumesc și prin intermediul acestui interviu am ajuns să antrenez aici la CSA Steaua și cred că și pentru fete este la fel, este o mândrie să porți acest tricou și asta le-am spus și lor, pentru că pasul următor este să poarte cu mândrie și tricoul echipei naționale.